emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara și bine v-am regăsit la Telejurnal. Iată titlurile acestei ediții. Parlamentul Republicii Moldova votează în această seară prelungirea stării de urgență cu încă 60 de zile pe fondul instabilității din zonă cauzate de agresiunea rusă în Ucraina. De la începutul anului, Republica Moldova a exportat o cantitate de 3 ori mai mare de cereale față de aceeași perioadă anului trecut. Este nevoie de înființarea unor noi puncte vamale cu România. Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, se va afla mâine într-o vizită oficială la București, la invitația președintelui român Klaus Iohannis. Armamentul primit din Occident este de mare folos ucrainenilor, care își continuă contraofensiva în regiunea Herson. Președintele Parlamentului de la Chișinău cere demisia șefului adjunct al Biroului de Reintegrare după ce acesta a declarat la un post de televiziune afiliat socialiștilor că soluționarea conflictului transnistrian poate fi realizată doar prin federalizare. Furios, șeful legislativului Igor Grosu l-a numit pe Nicolae Tsviatkov mancurt și model de coloana a cincea. Potrivit șefului adjunct de la reintegrare, soluționarea conflictului înghețat de pe Nistru poate avea loc doar după redistribuirea atribuțiilor în stat între Chișinău și Tiraspol. Мы привязались к слову, оно стало, ну, приобрело оттенок какого-то ругательного, ну, совершенно зря. Но это уже политическая реальность в нашей стране. Распределение полномочий все равно в нашей стране будет носить некий характер федеративного распределения. У нас уже есть один субъект в Республике Молдова, признанный гагаузской автономией, что уже накладывает отпечаток неких федеративных принципов государственного устройства Республики Молдова. В процессе регулирования вопрос распределения полномочий является одним из ключевых. И вот это, с теоретической точки зрения, и есть процесс федерализации страны. Насколько глубоким он будет, какова будет финальная модель регулирования, нам сегодня трудно сказать. Declarația scandaloasă a oficialului de la reintegrare a stârnit numeroase critici. Președintele Parlamentului Igor Grosu susține că Tsviatkov trebuie să plece din funcția pe care o deține. Este un model de mancurt, un model de coloana a cincea, care a mai rămas, din păcate, în structuri. Iată a rămas o reminiscență de asta, care miroase foarte urât prin declarații antistatale. Urmează sancțiuni pentru această declarație? Eu sunt în așteptare ca și dumneavoastră. Eu cred că trebuia de mult să mai fie acolo. Așa, spicmeni. Iar vicepremierul Oleg Serebrean a declarat pentru Radio Chișinău că declarațiile adjunctului său nu reprezintă și punctul de vedere al guvernului. A spus că este opinia lui personală, nu trebuie privită ca opinia deci biroului. Totodată eu recomand funcționarilor din această instituție să fie mai atenți la ce declară în contextul războiului pe care avem în Ucraina și situației geopolitice. Deci create orice tip de declarații de acest gen aduce mai multe întrebări decât rezolvarea problemei propriu-zise. Declarația nu a fost trecută cu vederea nici de opoziția parlamentară. Socialiștii susțin că este necesară o soluție politică și pledează pentru discuții în formatul 1+1, adică Chișinău și Tiraspol. Problema trebuie abordată calm, profesionist și trebuie identificate cele mai bune practici și soluții. Și considerăm că aici trebuie să ne abținem de la declarații nefaste, nereușite. Nu vreau să comentez astăzi pe nimeni. Totul depinde de deschiderea Chișinăului, totul depinde de cât de profesionist vom negocia și totul depinde dacă vom fi capabili să elaborăm anume o viziune, un plan. Nici cei de la Partidul Șor nu cred că federalizarea este o soluție. Republica Moldova должна быть единой страной, а правовые форматы, в котором это может происходить, это вопрос именно нормальной парламентской работы. Ни в коем случае, прежде всего, ни в коем случае нельзя допускать то, что произошло больше 30 лет назад,
когда погибли тысячи людей, тысячи были, пропали без вести. Memorandumul COSAC, denumit după autorul său Dmitri COSAC, a fost o propunere din 2003 ce viza o soluționare definitivă a conflictului dintre Republica Moldova și regimul de la Tiraspol prin constituirea unui stat federal. Propunerea Moscovei a stârnit demonstrații de stradă la Chișinău, iar sub presiunea publică, președintele de atunci al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, s-a răzgândit și nu a mai semnat memorandumul, decizie luată când Vladimir Putin deja se afla în drum spre Republica Moldova pentru parafarea înțelegerii, astfel că liderul de la Kremlin a fost nevoit să se întoarcă la Moscova. Parlamentul urmează să voteze astăzi prelungirea stării de urgență cu încă 60 de zile. În fața deputaților a venit premierul Natalia Gavrilița. Cu mai multe detalii vine colega Svetlana Gore. Svetlana, bună seara, te ascultăm! Bună seara, Vadim, bun găsit, doamnelor și domnilor. Deputații examinează chiar în aceste clipe solicitarea guvernului de a prelungi cu încă 60 de zile starea de urgență în Republica Moldova. La tribuna centrală se află premierul Natalia Gavrilița, care vine să le ceară votul deputaților deja pentru a treia oară. Cei din PCS au părăsit sala de ședințe, iar cei de la Șor au și declarat că nu vor susține nici de această dată solicitarea guvernului privind extinderea stării de urgență. Amintim că Republica Moldova deja se află în această stare de mai bine de 5 luni și a fost instituită exact în ziua când a izbucnit războiul dus de Rusia în Ucraina, în data de 24 februarie. Ulterior a fost extins termenul până pe 25 aprilie și mai apoi deja a fost prelungit până pe 7 august, termen care va expira în curând. De aceea premierul Gavrilița a venit la legislativ să ceară din nou prelungirea până în data de 8 august. Proiectul a fost votat ieri de guvern, iar miniștrii au declarat că este necesar în condițiile în care situația din regiune este incertă și tensionată din cauza războiului care are loc la granița Republicii Moldova. Premierul Gavrilița spunea că persistă riscul, mai ales că în ultimele zile au avut loc atacuri cu rachete în regiunea Odessa. Iar ministrul infrastructurii, Andrei Ispânu, a declarat că este necesară și în contextul insecurității de pe piața gazelor și a energiei electrice, iar acest lucru va permite guvernului ca în următoarele două luni să fie luate decizii importante privind aprovizionarea țării cu gaze naturale, indiferent de decizia Gazpromului față de Moldova Gaz. Iar ministrul de interne, Ana Ravenco, a declarat că autoritățile trebuie să fie pregătite să facă față unui nou val de refugiați ucraineni, care poate apărea în orice moment. Deocamdată acestea sunt informațiile de aici, de la Parlament. Vadim? Svetlana, îți mulțumesc! La sfârșitul anului 2023, Armata Națională a Republicii Moldova va beneficia de un sprijin oferit de Uniunea Europeană pentru modernizare. Forțele armate nu vor primi bani, ci echipamente neletale, în special pentru consolidarea capacității unităților de logistică, mobilitate, comandă și control sau apărare cibernetică. Declarațiile în acest sens au fost făcute de ministrul apărării Anatolie Nosati într-un interviu oferit în exclusivitate postului nostru de televiziune. Asistența Uniunii Europene reprezintă un pas uriaș pentru modernizarea armatei naționale. În acest mod, militarii vor putea beneficia de echipamente de ultimă generație, pe care le vor utiliza în medie circa 40 de ani de acum înainte. În primul rând, nu sunt bani. Este o asistență care este divizată pe subprograme. Și aceste programe sunt îndreptate spre consolidarea capacității logistice, ceea ce ar însemna schimbarea acelor unități de echipamente ce le avem, moștenite de pe timpul armatei sovietice. Vorbim despre logistică mult acolo, se vorbește despre unități de transport, se vorbește despre macarale, tractoare și echipamente. Dacă vorbim despre unități de transmisiuni, de comunicații militare, clar că ele vin cu un pachet de instruire. Potrivit ministrului, procesul de implementare a pachetului de asistență este de durată. În prezent, autoritățile din Republica Moldova sunt în curs de identificare a necesităților stringente ale Armatei Naționale, astfel încât acestea să se regăsească în sprijinul de care va beneficia statul în perioada 2023-2024. De asemenea, Armata Națională trebuie să-și planifice cheltuielile pentru întreținerea echipamentelor în următorii ani. Această asistență despre care vorbim noi, de 40 de milioane, nu vede armament sau muniții sau altceva ce este considerat ca echipament letal. Aceste capacități pot fi folosite nu doar pentru militar, dar și pentru asistența populației civile
în cazul gestionării diferitor crize, precum calamități naturale sau lichidarea consecințelor diferitor avarii. Consiliul European a decis pe 30 iunie să acorde un sprijin de 40 de milioane de euro forțelor armate ale Republicii Moldova în cadrul instrumentului european de pace. De menționat că țara are unul dintre cele mai mici bugete destinate apărării, atât în regiune cât și în lume. Pentru acest an, din bugetul de stat au fost alocate 788 de milioane de lei, astfel că asistența UE va depăși cheltuielile naționale pentru apărare în 2022. Curtea de apel Chișinău a amânat examinarea contestației avocaților deputatului Partidului Șor, Arina Tauber, și a celei depuse de apărarea lui Igor Dodon, care sunt explicațiile magistraților aflați în Telejurnal. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, pleacă mâine într-o vizită oficială în România la invitația omologului său român, Klaus Iohannis. Este prima întrevedere bilaterală de la acordarea Republicii Moldova statutului de candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană. Într-un comunicat de presă al președinției române se spune că, cităm, președintele României va reafirma sprijinul ferm pentru avansarea procesului de reforme din Republica Moldova, necesar pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite prin opinia Comisiei Europene din 17 iunie 2022. Vor mai fi discutate probleme ce țin de cooperarea în domenii cheie, securitate energetică, evoluțiile regionale în contextul războiului din Ucraina și modalitățile de contracarare a efectelor negative ale acestuia asupra Republicii Moldova. Exporturile record de cereale. În perioada 1 ianuarie-28 iulie 2022, Republica Moldova a exportat peste 1,3 miliarde de tone de cereale, de aproape 3 ori mai mult față de aceeași perioadă anului trecut. Din cauza războiului ruso-ucrainean, serviciul vamal de la frontiera cu România lucrează la foc continuu, fiind solicitat de 6 ori mai mult decât acum un an. Pentru a fluidiza traficul, exportatorile cer autorităților crearea unor puncte comune vamale cu România. Anul trecut în Republica Moldova a fost înregistrată o recoltă record de cereale, în special la grâu de aproximativ 1,6 milioane de tone, iar la porumb 3,5 milioane de tone. Totodată, în pofida războiului din Ucraina, când timp de 3 luni a fost interzis exportul de grâne, în afara Republicii Moldova a ajuns o cantitate de cereale fără precedent. Avem până la moment o creștere cu 285%, adică la 346 de mii de tone, la 1 miliard 330 de mii de tone de cereale. Valoric, desigur că aceasta este 347%, de unde cât valoarea a fost mai mare, este vorba de 6 miliarde 931 de mii milioane de lei care au fost producția agricolă exportată, bani care ulterior sunt reintroduși, sunt returnați în Republica Moldova și sunt introduse în economie. Această creștere fără precedent ne-a prins pe momente foarte dificil legat de război din Ucraina, ceea ce a creat o presiune enormă, atât asupra infrastructurii noastre feroviare, cât porturile și serviciul vamal, care are o creștere de presiune fără precedent. Exporturile au crescut și în pofida dificultăților pe care le întâmpină agricultorii. Schimbarea lanțului logistic a dus la o majorare a costurilor de 2,5 ori, în timp ce prețul cerealelor la burse a scăzut. Transportatorii sunt la mare căutare, este mare deficit, începând cu camioanele, barjele, vagoanele. Dacă transportul unei tone de la Giurgiulești sau de la Reni până la Constanța anterior era, să spunem, 30 de euro, astăzi e peste 100 de euro. În cadrul unei platforme de discuții la care au participat exportatorii și autoritățile, s-a cerut crearea punctelor comune de control cu România, reanimarea transportului naval și feroviar, dar și optimizarea certificatelor fitosanitare. Cât de trist ar suna, pentru noi este o oportunitate acum să dezvoltăm deci terminalele de încărcare, transportul auto, transportul feroviar pe linia râului Prut. Șeful serviciului Vamal a declarat că se ia în calcul implementarea unui proiect pilot privind vămuirea comună Republica Moldova-România. Noi nu vorbim la moment despre un control comun, dar o vămuire comună, după principiul unei singure opriri. Dar practic cam aceiași pur și simplu nu se interconectează bazele de date. Ieri chiar am dat aviz pozitiv la proiectul acordului care urmează a fi semnat dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, cu un proiect pilot de pe un termen de 6 luni. Am înaintat un proiect pentru a construi
în adiacența posturilor vamale zonele de așteptare cu formarea rândurilor electronice. Un proiect de fluidizare a traficului de mărfuri va fi implementat și la calea ferată a Moldovei. Vrem să adresăm vreo 77 de kilometri care sunt cea mai proastă stare, să investim vreo 50 de milioane de euro în asta ca să reducem, ca să eliminăm toate limitările de viteză de 15 km pe oră. În același timp vom reabilita și infrastructura stațiilor cu mai multe căi de sortare și de primire, recepție, ca să putem prelucra mai multă marfă. Anul trecut, 70% din exporturile de cereale din Republica Moldova s-au făcut prin porturile ucrainene și 18% prin portul Giurgiulești. În prezent, în stocuri mai sunt 200.000 de tone de grâu ce urmează să fie exportat. În acest an, din cauza secetei, recolta de grâu va fi de 2 ori mai mică, iar cea de porumb de 4 ori. Zborurile de pe aeroportul din Chișinău au devenit de câteva săptămâni o loterie, atât pentru pasageri cât și pentru companiile aeriene. Din cauza alertelor zilnice cu bombă, operatorii se plâng că suportă cheltuieli de milioane de lei și sunt nevoiți să anuleze cursele, deoarece unele aeroporturi internaționale nu acceptă un alt orar de aterizare decât cel stabilit inițial. Acum câteva minute, un grup de geniști a ajuns la aeroport după ce au fost anunțați din nou că aerogara este minată. Într-o postare pe rețea de socializare, compania Air Moldova scrie că alertele consecutive rețin aeronavele la sol între 4 și 6 ore, ceea ce împiedică operarea curselor. Anularea și reținerea zborurilor nu este o măsură acceptabilă de companie, este o consecință inevitabilă a terorizării la care suntem supuși în ultimele săptămâni. Astăzi, 28 iulie, se rețin zborurile operate de Air Moldova din și spre București, Paris, Verona. Este anulat zborul Chișinău-Londra, aeroportul Stansted nu acceptă aterizare și decolarea acestui zbor în afara orarului stabilit. Întârzierile de zbor vor cauza alte rețineri în lanț și pe parcursul următoarelor zile. Și președintele Parlamentului, Igor Grosu, a reacționat la fenomenul alertelor cu bombă din ultima perioadă. Acesta a dat de înțeles că amenințările sunt făcute concertat. Cei care vin cu astfel de amenințări, am înțeles că unii sunt de aici, de pe loc, alții sunt din afară. Pe ăștia nu am informații care, din care destinații, dar nu sunt din destinații neprietenoase nouă. În ultimele 24 de ore, aeroportul Chișinău a fost de 3 ori ținta alertelor false cu bombă, iar de la începutul lunii iulie, de 17 ori. Au fost deschise dosare penale, iar anterior, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a anunțat că a identificat un grup de suspecți din țară și de peste hotare. De la începutul acestui an au fost înregistrate 43 de alerte false cu bombă, care vizau 207 adrese. Pentru această infracțiune, legislația prevede până la 2 ani de pușcărie. Tot astăzi, compania Air Moldova a fost implicată într-un alt incident. O aeronavă a operatorului de pe cursa Tel Aviv-Chișinău a făcut cale întoarsă pe aeroportul Ben Gurion din cauza unei probleme tehnice după 22 de minute de zbor. Totul după ce motorul avionului a fost lovit de o pasăre, astfel că echipajul a solicitat revenirea pe aeroport pentru verificări tehnice suplimentare. Aeronava a aterizat în siguranță, pasagerii și echipajul nu au avut de suferit. Absolvenții care nu au prins un loc la buget la universitățile din Republica Moldova pot să-și continue studiile contra plată. În unele cazuri, taxa pentru un an ajunge chiar și la 41.000 de lei, care este facultatea unde, pe lângă talent, mai e nevoie și de un buget solid, aflați în telejurnal. 4 partide politice au fost lipsite de subvenții de la bugetul de stat din cauza abaterilor de la codul electoral. Mai mult, 5 formațiuni, între care și partidul de la guvernare, au fost obligate să transfere statului donațiile de la persoanele juridice certate cu legea. Datele au fost prezentate în Parlament de vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica. Raportul Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2022 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale a fost prezentat astăzi în Parlament. 4 partide au fost sancționate prin lipsirea de subvenții de la bugetul de stat. Este vorba despre partidele Noi, Oamenii Muncii și Cel Liberal, penalizate pentru o perioadă de 6 luni, și Partidul Politic Șor, sancționat pentru 12 luni.
Alte 5 partide au fost obligate să restituie statului donațiile primite de la persoane juridice cu datorii la bugetul de stat. Este vorba de o sumă totală de 189.000 de lei. Partidul Acțiune și Solidaritate va trebui să întoarcă 100.000 de lei. Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei 40.000 de lei. Pace 30.000 de lei. Partidul Popular din Republica Moldova 12.000 de lei. Iar 7.000 de lei vor intra în bugetul statului de la Partidul Democrația Acasă. CEC a inițiat 25 de contravenții pe numele persoanelor cu funcții de răspundere în partidele politice. Prin hotărârile Comisiei Electorale Centrale au fost întocmite 20 procese verbale de contravenție. Dintre acestea, în 7 cazuri, instanța de judecată a recunoscut vinovăția contravențiilor și le-a aplicat sancțiuni. 2 cazuri, procesele au fost încetate, iar 12 procese verbale cu privire la contravenție sunt încă în proces de examinare. Datele prezentate în Parlament reflectă rapoartele financiare ale concurenților electorali în campania electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 și cele locale din 21 noiembrie 2021. De astăzi, cetățenii din Republica Moldova, dar și cei din diaspora, pot primi documente solicitate de la instituțiile de stat prestatoare de servicii prin poștă, utilizând serviciul guvernamental M-Delivery, lansat de Agenția de Guvernare Electronică. Sistemul conectează prestatorul de servicii publice, furnizorul de servicii poștale și beneficiarul pentru livrarea documentelor prin curier. Noul serviciu este creat pentru a reduce numărul deplasărilor și aglomerația la ghișee pentru ridicarea actelor, extraselor, certificatelor și altor documente. Plasarea comenzii, urmărirea trimiterii, precum și achitarea costurilor pentru livrare, pot fi efectuate online în condiții de siguranță. Ieri, Agenția Servicii Publice a anunțat reducerea taxelor pentru emiterea pașapoartelor, începând cu 1 august. Totodată, la sfârșitul săptămânii, în Republica Moldova vor fi aduse 50.000 de blanchete, ceea ce va permite ca de luni centrele multifuncționale să elibereze pașapoarte în regim normal și nu doar persoanelor care au urgențe, ca acum. Taxele de studii la universitățile din Republica Moldova s-au majorat în acest an cu aproape 15%. Chiar și așa, studenții continuă să aplice la facultățile favorite, fiind siguri că investesc în viitorul lor. Care este topul celor mai scumpe facultăți, știe colega mea, Maria Timofti. Bun găsit! Cele mai mari taxe sunt la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. La Facultatea Arta Muzicală, specialitatea Canto Academic, viitorii studenți vor trebui să achite o taxă anuală de 41.400 de lei și 33.600 de lei la specialitatea Canto Estradă. O taxă anuală de 33.300 vor trebui să plătească cei care vor să-și facă studiile la specialitatea Interpretare Muzicală. Pe locul 2 se află Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițeanu, unde la specialitatea optometrie taxa anuală este de 32.200 de lei. Studenții care vor să-și facă studiile în stomatologie vor trebui să plătească 33.100 de lei, iar cei de la specialitatea farmacie 30.500 de lei. Următoarea în clasament este Universitatea Tehnică din Moldova. Aici, taxa la specialitățile arhitectură și design interior este de 16.000 de lei. Doritorii de a studia ingineria software vor trebui să achite o taxă anuală de 15.000 de lei. Urmează Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Aici, un an de studii costă 12.000 de lei. Cei care vor să studieze matematică și informatică vor achita o taxă de 10.000 de lei. Iar la științe economice, majoritatea specialităților oferă contracte de studii de 9.000 de lei. Studiile la Academia de Studii Economice din Moldova îi costă pe studenții în acest an între 9.950 și 9.000 de lei, în funcție de specialitățile și facultățile alese. Reprezentanții instituțiilor de învățământ superior spun că au majorat taxele din cauza inflației și respectiv a majorării cheltuielilor de întreținere. Secretarul Comisiei de Admitere din cadrul Universității Tehnice din Moldova susține că taxele de studii au crescut din cauza majorării costurilor la întreținere. Universitatea Tehnică a majorat contractul de la 1.000 la 1.000 jumate din motivul ce avem energetica, prețul la
energiei și la gaze. Primele două zile arată că solicitări la programul nostru de studii sunt și vor fi și studenți care vor face studiile și în baza de contract. În acest an, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice oferă 150 de locuri la buget și aici contractele au crescut din cauza majorărilor din ultimul timp. La noi s-au majorat taxele de studii la toate specialitățile, cu excepție pedagogiei dansului și culturologiei. Cel mai mult s-au majorat toate utilitățile, să zicem așa, lumina, căldura, apa. La noi contractele sunt atât de scumpe, de aceea că procesul de studii este individualizat. Fiecare student își îndeplinește programul lui, programul artistic, am în vedere, la instrument, la canto. Și acest program nu poate fi studiat decât față în față cu profesorul. Taxele majorate îi sperie pe unii studenți, însă majoritatea spune că investiția în studii este una importantă pentru viitorul lor. Am depus marketing și logistică și n-am depus contract, am depus la buget. Eu cred că contractele în ziua de azi sunt ridicate pentru prețurile din țara noastră, iar cred că ar fi foarte bine dacă ar fi mai multe locuri bugetare. Am depus la Facultatea de Matematică și Informatică, la specialitatea informatică aplicată și consider că sumele la contracte sunt destul de accesibile pentru fiecare specialitate. Am dat și la buget, dar și la contract. Depun la masterat anul acesta, la proces penal și criminalistică. Am observat chiar astăzi dimineață că contractul s-a scumpit cu vreo 2000 la masterat, dar nu știu. Cred că se merită. Vreau să depun la game design și dependență. Nu mă sperie, dar dorit nu merg la buget. Nu m-am uitat, sincer. Cred că vreo 10.000, 8.000 de lei în zona aceea. Admiterea la universitățile din Republica Moldova se va încheia în data de 2 august. Rezultatele primei etape vor fi anunțate începând cu data de 7 august. Parlamentul a făcut astăzi câteva modificări importante la codul electoral. Printre acestea se numără posibilitatea organizării alegerilor pe parcursul a două zile, mai ales la secțiile de votare din străinătate. Totuși, în proiectul de modificare a codului electoral nu se regăsește propunerea de introducere a votului electronic. O altă modificare se referă la reducerea de la 9 la 7 a numărului de membri CEC. Urmează să fie desemnați câte doi de parlament, guvern, Consiliul Superior al Magistraturii și unul de președintele Republicii Moldova. Totodată a fost respinsă cererea adunării populare a Găgăuziei de a i se oferi 5 locuri în Parlament. Proiectul a fost votat în primă lectură de deputații PAS, dar cei din fracțiunea Blocul Comuniștilor și Socialiștilor s-au pronunțat împotrivă. Se propune reducerea numărului de membri ai Comisiei Electorale Centrale până la 7 persoane. A fost revizuit mecanismul de desemnare a membrilor Comisiei, astfel fiind asigurată intervenția celor 3 puteri în stat și a președintelui Republicii Moldova. Mandatul membrilor CEC nu este legat de mandatul instituției, fiind extins la 7 ani, cu posibilitatea de a exercita cel puțin 2 mandate. Continuăm cu alte știri. Un monument din perioada interbelică, distrus de sovietici, a fost inaugurat în satul Palanca. Este vorba despre o troiță închinată unui grăniciar român împușcat mișelește de sovietici. Acesta este al 5-lea monument dedicat unor grăniciari români căzuți pe Nistru, care a fost reabilitat de Asociația Monumentum. Grănicerul român Dumitru Vieru a fost împușcat în noaptea de 12 spre 13 noiembrie 1932, în timp ce patrulea în apropiere de comuna Cetatea Albă. Asasinatul a fost comis de un grup de curieri sovietici aflați pe malul drept al estuarului Nistrului. Monumentul a fost plasat în curtea unei biserici ce aparține Mitropoliei Basarabiei din satul Palanca, pentru că a fost imposibil de instalat pe teritoriul actual al Ucrainei, unde a fost ridicat inițial. Un loc de pomenire a tuturor celor care s-au jertfit pentru adevăr, pentru dreptate, pentru libertatea și demnitatea noastră. Reabilitarea monumentului a fost realizată de Asociația Obștească Monumentum. Reprezentanții organizației spun că inaugurarea lui reprezintă un act de demnitate națională și de rescrierea istoriei autentice a estului României.
armata, structurile de forță, dar și comunitățile în care ele au fost edificate cândva, avem în ele să restabilim pentru a le repune în locurile de cinste unde au fost cândva puse din înaintașii noștri. Crucea cu înălțimea de 4 metri dedicată amintirii grănicerului Dumitru Vieru a fost realizată după o fotografie de epocă descoperită în revista românească Grănicerul. La ceremonia de dezvelire au participat oficiali, istorici și locuitori ai satului Palanca. La 50 de kilometri de aici, istoria cu părere de rău se repetă. Oamenii continuă să moară, mor colegii noștri grăniceri și militari din Ucraina, apărându-și țara. S-au jertfit viața pentru ca acest pământ să rămână în continuare românesc, plin de credință, să rămână în mâinile celor care pe deplin și pe de-a bunelea este stăpân. De fapt, păzeau două lumi, o lume civilizată și alte lume care era dincolo de Nistru, o lume a dictaturii, o lume a înfometării, a nedreptății, a umilinței oamenilor. Ne amintește încă o dată cine suntem noi și cu cine de fapt ne-am confruntat. Că șase cei care au fost atunci, bun, succesorii lor, de fapt, același lucru fac. Potrivit Asociației Monumentum, în perioada 1918-1932 în Basarabia au fost uciși la datorie peste 800 de grăniceri. A cunoscut o perioadă de dezvoltare. Aeroportul Băneasa din București se redeschide după 9 ani, iar de luni 1 august urmează să fie semnate contracte cu 3 companii, astfel că vor fi operate zboruri și în Republica Moldova. Detalii în Telejurnal. Fenomene extreme în mai multe țări ale lumii, în timp ce Europa este cuprinsă în continuare de caniculă, iar incendiile de vegetație fac prăpăd, alte regiuni se confruntă cu inundații. Locuitorii din sudul Pakistanului sau din Emiratele Arabe Unite s-au trezit cu apa de peste jumătate de metru, iar un oraș din China a fost inundat aproape în totalitate. Imagini de coșmar în nordul Portugaliei, unde peste 300 de pompieri luptă pentru stingerea unui incendiu de pădure. Potrivit autorităților, flăcările nu amenință zonele locuite, însă sunt foarte aproape de un depozit de materiale explozive. Și în Albania, pompierii se luptă de 3 zile cu incendiile de pădure din nordul țării. Chiar dacă ei fac eforturi deosebite și sunt ajutați de forțele speciale, situația rămâne critică. Să este situația nu ca știm el, situația critică. Vazhdon zori i shpënda, me gjithë se atë nga ajri kemi pas her pas here, hedhi uj, për si situația nu ka shtemi el. Imagini dramatice în Pakistan, unde ploile torențiale au inundat mai multe orașe din provincia Sindh, din sudul țării. Localnicii obligați să circule prin apa care le trece de glezne dau vina pe autorități pentru că nu au luat măsuri care să prevină inundațiile. Mai multe clădiri de birouri și piețe din orașul Karachi au rămas închise timp de câteva ore. Și într-o țară dominată de deșert, ploile torențiale au provocat neplăceri. Străzile dintr-o localitate din Emiratele Arabe Unite au fost acoperite de ape, iar mașinile și oamenii au circulat cu greutate. Iar un oraș de 7 milioane de locuitori din centrul Chinei a fost inundat aproape în întregime după ce a plouat atât de puternic încât precipitațiile pentru o lună au căzut în decurs de o oră. În unele zone ale metropolei, apa a ajuns la un metru, astfel încât mai multe persoane au fost evacuate din case. Contraofensiva ucraineană în regiunea Herson este din ce în ce mai susținută. Un pod de pe Dnipru, punte strategică pentru aprovizionarea rușilor, a fost închis după ce a fost lovit din nou de ucraineni. Cu armele primite din Occident, ucrainenii au reușit să scoată din uz 3 poduri. Rușii au fost izolați și nevoiți să se replieze în sud. Un hotel din orașul Bahmut, regiunea Donetsk, a fost transformat într-un morman de molos de rachetele rușilor. Bărbatul pe care îl vedeți a avut noroc și a scăpat cu viață. Mai multe case au luat foc. Da, ia un sărăie, bă. Acum, da, prea în dom, papadanie, da? Forțele ruse au continuat să atace așezările de la sud-est și nord-est de Bahmut, înaintând foarte puțin. Institutul pentru Studierea Războiului consideră că rușii, în acest moment, mai pot susține doar 2 ofensive, una în Donetsk, cealaltă în sud, unde, de altfel, rușii se regrupează. Cu armamentul performant trimis de statele occidentale, Ucraina a reușit să scoată din circuit cea mai importantă cale de aprovizionare a rușilor din regiunea Herson. Так, було завдано вплив на Антонівський міст.
Противник неодноразово був завданий в нами вплив. Противник намагався відновити його. В подальшому ми вжили відповідних заходів. На даний час є суттєві руйнування в мості. Moscova se bazează pe aceste poduri pentru a-și reaproviziona trupele staționate pe malul de vest al Dniprului. Acum riscă să fie izolate de restul forțelor de ocupație. Pentru Rusia, Kherson, primul oraș capturat la începutul invaziei, este perla întregii ofensive și experții spun că pierderea sa ar submina grav încercările Rusiei de a prezenta ocupația ca pe un succes. De astăzi, România este mai bogată cu 21 de kilometri de șosea de mare viteză. A fost inaugurată o parte dintr-o zonul 2 al drumului expres Craiova-Pitești. Acum șoferii au la dispoziție 40 de kilometri de șosea rapidă între Slatina și Balș și vor scuti de ore bune petrecute în trafic. Traversarea celor două orașe devenise un coșmar atât pentru localnici cât și pentru cei care aveau drum în zonă. Primele mașini au circulat pe cei 21 de kilometri noi ai variantei orașului Slatina în această dimineață. Aceștia întregesc tronsonul 2 al drumului expres Craiova-Pitești, care are de acum 40 de kilometri. Acești kilometri de drum expres ai tronsonului 2, care ocolește Balșul și Slatina, sunt o gură de oxigen atât pentru șoferii aflați în tranzit, care economisesc cel puțin o oră, cât mai ales pentru locuitorii celor două orașe. Șoferii răsuflă ușurați că nu mai trebuie să piardă minute bune cu traversarea orașului. Unii au mers în zonă special pentru a testa șoseaua. Îl aștept de 30 de ani. E un moment istoric pentru orașul nostru. Foarte emoționat. Pur și simplu am vrut să văd cum e și am vrut să fiu printre primii care merg pe drumul ăsta. Reușim să trecem mai repede prin Balș și Slatina până la Craiova. Scutim. Foarte bucuros. Ne bucurăm că i-a dat drumul. Înainte, cum era pe la centura Slatinei, Balș? Foarte greu. Foarte mult timp pierdut în trafic. Cât făceați pe cele două centuri de la Slatina și Balș? Păi, chiar și ore făceai. Este foarte important pentru a scoate traficul din orașul Slatina și cu acest tronson se va rezolva cele două probleme centurii locolitoare ale Balșului și a Slatinei și nu o să mai avem blocaje în cele două orașe. Pe lotul dat în folosință între Slatina și Piatra Olt a fost realizat și cel mai lung pod din România, care are aproape 2 km lungime. Este cea mai mare lucrare de infrastructură mare din județul nostru de după Revoluție. Nu doar participanții la trafic, ci și cetățenii municipiului Slatina vor scăpa de anumite inconveniente cauzate de traficul din municipiu, de traficul greu. Benefic va fi și impactul asupra mediului, benefic va fi și efectul economic. În aprilie a fost deschis circulației lotul dintre Balș și Piatra Olt, ceea ce a dus la reducerea semnificativă a timpului necesar pentru traversarea orașului, care devenise renumit pentru aglomerația din trafic. Anul viitor ar trebui să fie gata încă două tronsoane, 3 și 4, care vor lega Slatina de Pitești. În total, drumul de mare viteză va avea 121 de kilometri. Din 1 august, aeroportul Băneasa din București își deschide oficial porțile. La 110 ani de când a fost înființat și ceva mai bine de 9 ani de când a fost închis, al treilea cel mai vechi aeroport din lume devine din nou operațional. Aerogara, clădire din patrimoniu din 2011, a fost reabilitată, iar de la începutul lunii august, de la Băneasa vor zbura mai multe companii aeriene. Are o capacitate de 400 de pasageri pe oră. Avioanele vor ateriza și decola doar între 6 dimineața și 10 seara, iar timpul de îmbarcare va fi până la o oră. Au mai rămas câteva zile până când vor fi reluate zborurile aici la aeroportul Aurel Vlaicu, primul aeroport internațional din România. Dacă la Otopeni timpul de îmbarcare este de 2 ore, aici veți putea să vă îmbarcați în mai puțin de 60 de minute. De la Băneasa vor decola aeronave private și chartere pe distanțe scurte, iar aerogara are o capacitate de 400 de pasageri pe oră. Planul pentru ei este să mutăm o parte din zborurile charter de pe Otopeni, astfel încât să mai degrevăm activitatea pe care o avem acolo, și avem o serie de discuții cu operatori mai mici care vor să-l utilizeze pentru zborurile de distanță scurtă, ceea ce înseamnă fie zboruri locale, fie zboruri în țările de jur împrejur. Specialiștii în infrastructură consideră că erau necesare și lucrări de extindere pentru ca Băneasa să poată prelua o parte din zborurile de la Otopeni. Pe Băneasa, în cel mai fericit caz, poți să înghesui acolo undeva la 1,5 milion de pasageri.
nu mai mult, pentru că după aceea umbli foarte mult la calitate. Aeroportul Băneasa a fost închis în 2012 pentru că aerogara nu mai era sigură în caz de cutremur. În spatele deciziei de atunci s-au vehiculat și interese imobiliare. În 2011, clădirea aerogării, construită între 1947 și 1952, a fost declarată monument istoric. Abia în 2019 s-a semnat contractul pentru reabilitare. Iar lucrările, care au costat aproximativ 13 milioane de euro, ar fi trebuit să fie gata pentru Euro 2020. Dar s-au încheiat abia toamna trecută. Este un monument istoric cu tehnologie de ultimă oră. Nu se va putea opera noaptea la el. Va avea un program între ora 6 dimineața și ora 10 seara când va putea să fie operaționalizat. Sunt niște restricții comune pentru toate aeroporturile de proximitate care există și în alte orașe mari ale lumii. Trimestrul 1 anul viitor ar trebui să fie operațional. Zgomotul avioanelor a fost o problemă reclamată vehement de locuitori cu mult înainte ca aeroportul să fie închis. Din 2009, avioanele puteau ateriza și decola doar ziua, iar cei care stau acum aproape de gardul aeroportului au păreri împărțite. Deranj, da, bineînțeles, pentru că noaptea după ora 1... Cred că cel mai potrivit ar fi dacă s-ar construi un gard cu panouri fonoizolante. Sunt învățat. Dacă toată viața am lucrat pe aeroport, nu mă deranjez. Aeroportul Băneasa este al treilea, cel mai vechi din lume, încă funcțional. Comisia Europeană a propus extinderea a 4 coridoare europene de transport pe teritoriul Ucrainei și Republicii Moldova. Uniunea Europeană a salutat decizia autorităților de la Kiev de a da curs recomandărilor de desemnare a unui procuror anticorupție. Iar premierul Ungariei a declarat că țara sa va aplica decizia Uniunii Europene privind reducerea consumului de gaz în pofida daunelor economice. Sunt știri pe care vă invit să le urmăriți în rubrica Europa Azi. Comisia Europeană a propus excluderea Rusiei și Belarusului din rețeaua transeuropeană de transport și extinderea a 4 coridoare rutiere pe teritoriul Ucrainei și Republicii Moldova, inclusiv spre porturile Mariupol și Odessa. În cazul Republicii Moldova, e vorba de extinderea legăturii feroviare din România spre Chișinău și mai departe spre Odessa. Potrivit executivului european, pe fondul războiului ruso-ucrainean, îmbunătățirea legăturilor rutiere și feroviare cu țările vecine, partenere ale Uniunii Europene, a devenit extrem de importantă. Propunerea Comisiei e menită să îmbunătățească inclusiv schimburile economice și legăturile rutiere dintre Ucraina și Republica Moldova. Inițiativa urmează a fi dezbătută în Parlamentul European. Uniunea Europeană a salutat decizia autorităților de la Kiev de a desemna un procuror anticorupție. A fost și una dintre recomandările Uniunii Europene făcute la începutul acestei luni, când Ucrainei i-a fost acordat statutul de candidat la aderare la blocul comunitar. Numirea în funcția de procuror anticorupție a experimentatului jurist Alexandru Klimenko este o decizie care confirmă aspirațiile de integrare europeană a Ucrainei, a declarat ambasadorul UE la Kiev, Matin Mazikas. El a subliniat că numirea procurorului anticorupție reprezintă o dovadă în plus că autoritățile de la Kiev își respectă angajamentele pe termen lung față de partenerii săi europeni privind progresele în lupta anticorupție. Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat azi, în timpul unei vizite oficiale în Austria, că țara sa va aplica decizia Uniunii Europene privind reducerea consumului de gaz. După o întâlnire cu cancelarul austriac Karl Nehammer, șeful guvernului de la Budapesta a recunoscut că decizia dăunează Ungariei, care e foarte dependentă de gazul rusesc. El a precizat însă că guvernul pe care îl conduce se va strădui să reducă în așa fel consumul de gaz, încât să provoace cât mai puține pagube țării sale. Ungaria e singurul stat al Uniunii Europene care s-a împotrivit planului adoptat marți de ministrii europene ai energiei privind reducerea voluntară a consumului de gaz cu 15% până la sfârșitul lunii martie a anului viitor. Măsura e menită să reducă dependența UE de gazul rusesc. Abia am trecut de jumătatea anului, dar Terra și-a consumat deja resursele pentru 2022. Mai multe organizații neguvernamentale internaționale au anunțat că astăzi planeta și-a lichidat toate resursele pe care le poate produce alocate anului acesta. Astfel, orice resursă naturală folosită de acum este în contul anului viitor. Omenirea a reușit să termine toate resursele din ecosistem care se pot regenera, ceea ce accelerează competiția pentru obținerea unor noi
noi surse energetice. Oamenii de știință subliniază că actuala situație a provocat o creștere a gazelor cu efect de seră și o intensificare a incidentelor, cum ar fi valurile de caniculă sau inundațiile catastrofale. S-au împlinit 69 de ani de la încheierea armistițiului ce a oprit focul în peninsula Coreea și a împărțit-o în două. A fost cel mai bun moment pentru Kim Jong-un să se laude că e pregătit să mobilizeze capacitatea nucleară de descurajare a unui război, iar evenimentul a fost sărbătorit cu fast de regimul comunist de la Pyongyang. Kim Jong-un a venit cu soția și a fost însoțit de veterani. Cu lacrimi în ochi, el a cântat. Știri din sport acum. Naționala Republicii Moldova la fotbal va disputa un meci amical la Chișinău împotriva reprezentativei României. Partida va avea loc în 20 noiembrie pe stadionul Zimbru din Chișinău. Ora de start a partidei urmează să fie stabilită de UEFA. Până acum, reprezentativele Republicii Moldova și României la fotbal s-au întâlnit de 5 ori, de fiecare dată în meciuri amicale. De 4 ori s-a impus România, iar o partidă s-a încheiat la egalitate. Ultimul meci dintre cele două reprezentative a avut loc în anul 2015 în Turcia. Atunci România a câștigat în fața selecționatei Republicii Moldova cu scorul de 2-1. După 21 de ani, România e din nou campioană pe echipe în concursul de gimnastică de la Festivalul Olimpic al Tineretului European. La Banská Bystrica, aurul de la echipă a fost dublat de argintul de la individual compus. Amalia Puflea, Amalia Ghigoarță și Sabrina Maneca Voina au readus România în topul european la gimnastică. Juniorele de 15 ani au făcut un concurs bun în calificări la Festivalul Olimpic al Tineretului European din Slovacia. Fetele au concurat în prima subdiviziune și cu un total de 102 puncte, 950 de minimi, au depășit Germania și Italia. La individual, Amalia Puflea a câștigat argintul, fiind la doar o zecime de titlul olimpic european câștigat de Helen Kevrick din Germania. Amalia Ghigoarță a fost a 5-a, iar Sabrina Maneca Voina a 12-a. Însoțite la cea mai importantă competiție a juniorilor de antrenorii Camelia Voina și Lucian Sandu, gimnastele vor continua competiția cu finalele pe aparate. Sabrina Voina va evolua la sărituri și sol, Amalia Ghigoarță la paralele, iar Amalia Puflea la bârnă, sol și în finala perechilor mixte alături de David Puicea. M-am simțit mult mai liniștită față de celelalte concursuri, cu toate că a fost primul meu concurs cel mai mare. Și sperăm la final cu aparat. Ați fi fost din nou în primele 10 ale lumii, spune Simona Halep cu amărăciune că a jucat degeaba semifinala la Wimbledon. Cu gândul să câștige US Open, jucătoarea de tenis din România i-a adus la Snagov pe experții angajați special pentru ea. Întoarsă din vacanța petrecută la Mykonos, Halep i-a adus la Snagov de Anisa pe francezii Arnaud Restifau, partenerul ei de antrenament, și pe Candice Goie, fizioterapeuta angajată pentru ea de Patrick Muratoglu. Dacă fac tot ce mi se zice, am o șansă în plus să fiu o jucătoare și mai bună. Tot ce se întâmplă, se întâmplă bine în viața mea și mă bucur tare mult că a apărut Patrick. Mă ajută tare mult și pe partea de tenis și pe partea personală. Semifinalistă la Wimbledon, Simona nu ascunde regretul că marele șlem londonez nu a fost punctat în clasament, motiv pentru care acum este abia pe locul 16. După Wimbledon aș fi fost top 10, deci obiectivul acela oarecum mi l-am îndeplinit. Câștigarea unui Grand Slam, da, de aceea am început să lucrez cu Patrick, de aceea am făcut atâtea schimbări și sper să se întâmple. Sferfinalistă la Washington, acum 5 ani, Halep a ales să joace din nou în capitala Statelor Unite, primul dintre cele 3 concursuri pregătitoare pentru US Open, toate organizate pe ciment vopsit. N-a fost atât de greu, dar trebuie să joc meciuri ca să-mi dau seama mai bine. Vin de pe iarbă, unde mingea e mult mai rapidă, așa că nu ar trebui să fie atât de dificil. Pe final să vedem cotațiile valutare stabilite pentru mâine de Banca Națională a Moldovei.
Valoarea dolarului american crește la 19 lei și 33 de bani, cu 2 bani mai mult decât astăzi. Moneda europeană însă scade la 19 lei și 58 de bani, mai puțin cu 2 bani. Leul românesc crește și el până la 3 lei și 96 de bani. Hrivna ucraineană va fi 52 de bani, iar rubla rusească 31 de bani. Final de telejurnal, domnilor, domnilor, știrile noastre le găsiți și pe tvremoldova.md sau pe pagina de Facebook, unde așteptăm opiniile și comentariile dumneavoastră. Rămâneți cu TVR Moldova, iar noi ne revedem la jurnalul orei 22. Sunt Vadim Cheptănaru și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă, să aveți, la revedere!